De dimineață te ajută să scapi de greață și crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, nu știu dumneavoastră cum sunteți, dar mie mi-era dor de o cafea aici la Mesagerul din Neamț, pe știri din Neamț, în direct, din motive care țin de deplasări în această prea frumoasă țară. N-am făcut emisiuni o perioadă de timp, de aceea aș vrea ca la începutul emisiunii rămâneți cu noi, pentru că avem un invitat și se vor discuta lucruri destul de interesante astăzi, zic eu. Deci, înainte aș vrea să spun că această emisiune este pentru toți cei pe la care am trecut în aceste două săptămâni și jumătate, și pentru ei și pentru cei care se uită la noi în mod tradițional și care astăzi probabil sunt surprinși de reluarea emisiunii unii dintre ei. Deci, oameni buni, ce s-a întâmplat de când nu ne-am prea văzut? Ca să răspund într-un singur cuvânt, aceleași. Adică mare lucru nu s-a întâmplat în aceste două săptămâni și ceva, aceleași jocuri politice îndoielnice la nivel local, copiate parcă unul după altul la nivel de la nivel central în jos. Ce să vă mai spunem? Că aceste jocuri îndoielnice se repercutează fără niciun fel de îndoială asupra calității vieții noastre, atât pe plan local cât și pe plan central, că ne zbatem în aceeași neputință în privința pandemiei de coronavirus, în ciuda faptului că măcar la Piatra Neamț și în general parcă în județ, partea cu vaccinarea merge fără sincope foarte mari. Nu știu dacă ați observat, politicul își vâră coada tot mai adânc în ceea ce înseamnă administrație, în ciuda a ceea ce spuneau toți acești băieți în campania electorală, băieți buni în campania electorală, după ce se termină alegerile, ne apucăm de administrație. Ei s-au apucat de administrație făcând politică. În momentul acesta, Piatra Neamț nu are unul dintre viceprimarii aleși, pentru că s-a considerat că s-a greșit la vot. O să revenim într-o emisiune viitoare pe această temă, în extenso. Astăzi pleacă spre justiție propunerea de încetarea mandatului, nu-i chiar așa încetare, dar oricum va fi suspendat și celălalt viceprimar de la Piatra Neamț. După cum vedeți, ne distrăm într-o societate în care se pare că legea este folosită de fiecare cum vrea, când vrea, pentru că este extrem de permisivă. Aceeași lege care trimitea la închisoare un om pentru că a furat un pachet de cafea, adică a încercat să-l fure, că n-a apucat să-l fure, prejudiciul s-a recuperat în totalitate, face pușcărie sau este trimis în pușcărie pentru 270 de zile. Paguba imensă era de 16 lei, dacă nu mă înșel, sau 14 lei. În replică, unul care fură miliarde și are avocat să plătească măcar 10% din ce a furat, ca să prospere această meserie liberală, de obicei ia cu suspendare pentru că achită prejudiciul. Băiatul ăsta la 16 lei n-a achitat prejudiciul, pentru că, nota bene, avocații care, din oficiu care l-au consiliat, probabil au uitat să-i spună acest amănunt sau să pună de la ei 14 lei, 16 lei, să achite prejudiciul în condițiile în care au câștigat pentru munca prestată din oficiu aproape 14, adică 1400 de lei. Astea sunt lucrurile care s-au întâmplat, dar haideți să încercăm în momentul acesta să
discutăm, să vă prezint și după aceea să discutăm cu invitatul nostru de astăzi, pentru că pornim de la acea premiză pe care am spus-o. Legea este lege, dar nu întotdeauna este sau poate fi aplicată până la ultima ei consecință. Invitatul meu de astăzi este locotenent colonel Constantin Adrian, împuternicit șef la Inspecția de Prevenire a ISU Neamț. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit! Eu v-aș spune doar că domnul Constantin Adrian este un om care a ajuns pe această funcție nu întâmplător. Are atât liceul militar cât și facultatea de pompier, nu așa se cheamă, facultatea de pompier din cadrul Academiei. Și este un om care, în ciuda tinereții sale, se pricepe la aceste lucruri. Deci, domnul Constantin Adrian, domnul locotenent colonel Constantin Adrian, cum stăm la nivelul județului cu această activitate de avizare, autorizare la nivelul ISU Neamț? Pentru că, și fac eu o paranteză înainte, după ce se întâmplă un lucru, o nenorocire, totul cade pe capul celor care au dat sau n-au dat autorizația. Și avem cazuri celebre, da? București Colectiv și altele. Deci, cum stăm la nivelul județului Neamț? Cum stăm pe anumită categorie sau nu, în general? Nu, în general. Stăm bine, că după aia reluăm pe categorii, că am câteva exemple asupra căruia aș vrea să insistăm. Adică, aveți personal suficient? Ce greutăți întâmpinați în general? După aceea intrăm în amănunte. Dacă plecăm de la problema personalului, ar trebui să fie cel puțin dublu. Adică, în momentul ăsta, sunt doar două persoane care se ocupă de activitatea asta strict. Pentru toate cererile care se depun vizând construcții de pe raza județului Neamț. Adică, pe lângă activitatea asta de avizare autorizare strict, de verificarea documentațiilor și de apoi verificare în teren a măsurilor de securitate la incendiu, mai sunt și alte activități, adică cele de control pe tipul derulării investițiilor. Adică noi, dacă am emis un aviz de securitate la incendiu, în funcție de dimensiunile obiectivului sau riscul de incendiu sau importanța acestuia, noi facem și controle pe parcursul derulării investițiilor, pentru care implică și o asistență tehnică. Și în felul ăsta sunt eliminate anumite probleme care pot apărea în partea asta de punere în opera a lucrărilor. Cam câți oameni lucrează la ISU Neamț pe acest concurs? Doi oameni. Dar sunteți mulți. Da. Sunteți mulți. Deci dumneavoastră trebuie să urmăriți toate documentațiile care vin. Partea de avizare la început, da, până când se obține... Începe construcția, etc. Și după aceea partea de autorizare. Și după autorizare se mai face și controle, nu? Până în, mă refer aici strict la obiectivele de investiții, până în faza de finalizare acestora, acele controle. Am înțeles. Bun. Păi haideți să pornim de la un lucru pe care noi aici la Mesagerul l-am constatat, l-am urmărit până într-un anumit punct. Celebra autorizație de construcție care nu exista la noul magazin Kaufland. Din punctul de vedere al ISU, în momentul acesta, care este situația acolo? Autorizația de construire exista. La momentul punerii în funcțiune, sau magazinul a fost pus în funcțiune fără să fie obținută autorizația de securitate la incendiu. Dar... Păi fără autorizația de securitate la incendiu, poate să obțină aviz de funcționare? Nu este condiționat aviz de funcționare din partea primăriei, cred că la, da, da, la primărie. Nu este condiționat acel aviz, din ce știu eu, printr-un act normativ. Dar la acest magazin, înainte de a da în funcțiune, a fi pus în funcțiune, a fost realizată recepția la terminalul lucrărilor.
la care beneficiarul a fost obligat să includă în această comisie și reprezentanții ISU Neamț. În speță cei doi colegi ai mei care asigură și această activitate de avizare autorizare. Bun. În momentul acesta ei în ce stadiu se află? Dacă vorbim de magazinul din Piatra Neamț... Da, încă magazinul din Piatra Neamț. Ei încă funcționează fără această autorizație. Deci pot să notez aici o lacună legislativă? Din punctul meu de vedere. Adică funcționează un magazin în care intră mii de oameni zilnic, da? Funcționează fără această autorizație. Da. Cu ce? Funcționează pe bază de... El funcționează, nu pot să vă dau un răspuns, dacă, pe bază de ce funcționează? Pe bază de proprie răspundere, că asta e... Deci, în momentul în care pun în funcțiune o construcție fără a obține autorizații necesare, este exclusiv responsabilitatea mea. În acest moment, măsurile de telespectatori să comenteze. Măsurile de securitate la incendiu, care au fost incluse în aviz, și acest aviz include și acel scenariu de securitate la incendiu, dacă ați auzit de așa ceva, un document. Am auzit, am mai și dat știri. Da, care se referă strict la asigurarea acestei cerințe de securitate la incendiu. În cadrul recepției s-au urmărit toate aceste aspecte. Adică, în momentul în care s-a semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, toate aceste măsuri au fost verificate și ele s-au realizat. Diferența este că, din anumite motive, ei au ales să pună în funcțiune, înainte de a derula această procedură de autorizare, dar măsurile discutate la incendiu sunt asigurate acolo. Diferența e că, cum să zic, lipsește acest act administrativ care nu a fost solicitat și nu a fost emis. Deci ei, practic, nu au solicitat acest act? Nu, încă nu. Și cum vă explicați dumneavoastră, un om care aveți de-a face cu atâtea instituții, că un magazin, un colos european, ignoră acest lucru? N-aș putea să comentez. Păi nu, dar cum vă explicați? Deci, dar nu e vorba de organizare. Da. Deci mie mi se pare ori lipsă de organizare, ori sfidare, că altceva nu există. Dacă poți funcționa așa, mergem înainte. La cât timp îi amendați, dacă nu vin? Păi noi am fost, noi am... Știu că i-ați amendat odată, exact, au contestat. La o perioadă, nu, nu a fost contestat, că... E mai greu de contestat. A, celelalte amenzi au fost contestate? Da, dar dumneavoastră nu. Nu, este și greu de contestat pentru că ai sau nu ai autorizație. Am înțeles. Incendiu, dar unii aleg să conteste, nu este dreptul fiecăruia. Noi am avut controle tematice strict pe unități de comerț, pe obiective cu destinație de comerț în luna februarie. Deci acum, recent. Pe parcursul întregii luni. Deci recent. Da. Și au fost și incluse și aceste magazine. Și Kaufland. La Kaufland ce s-a constatat că nu și ce se întâmplă? A fost aplicată sancțiunea contravențională cu amendă. Cam care e așa, între ce, ca să nu spunem cât azi. Cum este de 50.000 de lei. Între 20.000 și 50.000. O oră de funcționare. Profitul pentru o oră, o două de funcționare la vârf, așa. Chiar mai puțin, că el poate plăti în 15 zile jumătate din minimul Atunci amenzi, o oră de funcționare. Da. Cred că undeva vreți să ajungeți la aspectul la o finalitate. Care ține de închidere. Nu, eu nu vreau să închid. Doamne ferește! Da. Cum să închidem Kaufland? Nu se poate așa ceva. Deci suntem binecuvântați că avem atâtea Kauflanduri și alte magazine. Avem un loc în care să mergem, să socializăm. Da. Ideea este, de câte ori le dați dumneavoastră această sancțiune și cât pot ei suporta aceste controle feroce din partea ISU?
Teoretic, controlele se pot executa în fiecare lună dacă, nu știu, am avea o armată de inspectori de prevenire, în cadrul inspecției de prevenire, și s-ar putea face acest lucru cu toate obiectivele care funcționează fără autorizație securitatea la incendiu. Da, deci noi putem face control sau se poate face un control în fiecare lună, dacă este posibil. Și ei pot să plătească amenziile astea în fiecare lună, nu-i doare capul, exact, și nu vor să facă un act administrativ simplu până la urmă, nu? Adică o cerere și dumneavoastră să mergeți în și... În cazul ăsta e relativ simplu pentru că recepția s-a finalizat cu toate lucrările în regulă. Atunci înseamnă că, scuzați-mă, îi doare în cot, în cot am zis, de instituțiile statului român. Dar celălalt Kaufland de la Târgu Neamț este rezolvat? Din punctul dumneavoastră de vedere. Au făcut solicitare? Încă nu. Nici acolo. Târgu Neamț? Nu, cred că Roman au depus. Deci ăsta este un exemplu de cooperare între mediul privat potent, este și mediul privat mai puțin potent din punct de vedere financiar, mă refer, și al influenței, și o instituție a statului român care poate să ducă până într-un anumit punct. Închidere nu putem discuta aici la nivelul acesta. Se poate discuta doar în anumite condiții. După evenimentul colectiv a fost emisă o hotărâre de guvern. Așa. 915 din 3 noiembrie 2015, care face referire la aceste, la condițiile de oprire a activității, ca să folosesc niște termeni, vă dau nu închidere, da? Oprirea activității sau de utilizarea construcțiilor în care sunt, în care este încălcată grav cerința esențială securitate la incendiu. Păi bun, și încălcată grav, sintagma asta, încălcată grav... Grav înseamnă atunci când se percritează viețile utilizatorilor, a forțelor care intervin, este afectată, este periclitată stabilitatea construcției și vă dau un exemplu. Dacă constatăm că într-un spațiu de comerț, revin un pic. Deci e vorba de doar de trei categorii de construcții, trei destinații cărora le se poate aplica această hotărâre de guvern sau prevederile acesteia. Sunt spațiile de comerț, construcțiile cu destinație de cultură și cele de turism. Școlile atât, și spitalele atât, nu intră doar aici. Cele trei categorii. Am înțeles. Bun. Deci această hotărâre de guvern spune, avem folosit sintagma asta, când se pune, când este periclitată, mă rog, etc., viața oamenilor. Și cum constatăm lucrul ăsta? Că dacă atunci cade un acoperiș, ne dăm seama da, că e periclitată, dar din punctul dumneavoastră de vedere. Evacuare. Eu vă spun exact ce prevede hotărârea de guvern. Atunci când căile de evacuare nu mai sunt la gabaritele la care au fost proiectate, adică au fost blocate cu diverse obiecte, au fost reduse prin elemente de construcție datorită unor, eu știu, lucrări, au fost blocate goluri de evacuare în exterior. Un alt aspect ar fi instalațiile cu rol în securitate la incendiu, care e dotată acea construcție și ne încadrăm în această hotărâre de guvern dacă acele instalații nu sunt menținute în stare de funcționare, sunt anulate, sunt desființate și așa mai departe. Adică acele instalații nu funcționează. Bun. Acum merg cu un alt exemplu care este poate și mai interesant decât cel de la Kaufland, că ăștia noi veniți aici în zonă, deși ei mai au magazinul celălalt care chiar e curios în cât timp a obținut autorizația de la pompier. Cel vechi. Kauflandul vechi. Nu eram la inspecția de prevenire, atunci n-aș putea să vă dau un răspuns. Dar ei sunt autorizați. Sunt autorizați chiar de două ori, la urmarea unor investiții. Bun. Eu recunosc că de când s-a deschis am fost de foarte puține ori în ceea ce se numește Carrefour Piatra Neamț. Carrefour Piatra Neamț deține autorizație din partea ISU.
Aici e vorba de întreaga construcție, de shopping city Piatra Neamț. Așa. Care include și spațiul în care funcționează Carrefour. Deci toată construcția. Toată construcția se autorizează, nu... Și acolo unde se merge lumea să mănânce, da. Și acolo unde merge lumea să uite la cinematograf, unde stau și socializează, cafenelele, tot, ca să fie lucrurile clare. Deci este sau nu este autorizat? Nu este autorizat. Încă nu a obținut autorizație. Este în, are mai multe... Autorizația a fost solicitată. Au fost mai multe verificări în teren, respingeri, cum le spunem noi, ale documentației. Dar scuzați-mă, dar nu pot să nu râd. Această autorizație cred că s-a înnoit sau s-au înnoit aceste probleme cu fiecare spațiu care a apărut din momentul punerii în funcție. Inaugurării. Da, din momentul inaugurării. Cu oficialități, cu panglici, exact, cu tot ce trebuie. Acolo sunt asigurate toate măsurile. Deci eu dacă intru în shopping City Piatra nu sunt în pericol. Am înțeles. Totul funcționează perfect. Perfect. Dar această autorizație stă în micile modificări și detalii care implică modificări ale instalației de sprinklere, de exemplu. Acea instalație care se declanșează în momentul în care am o flacără sau o temperatură ridicată. Instalații de semnalizare care ele local, pe mici porțiuni, au fost necesitau modificate. Dar mai mult e vorba de acele documente care stau la baza modificărilor. Și fără de care colegul meu care verifică acolo nu poate să pune semnătura. Deci, eu încerc să recapitulez. Poate să uită cineva când a început activitatea la Carrefour să-mi spună și mie, oricum sunt ani buni. Cred că 2016, noiembrie sau decembrie? 2016. Așa. 2017, 18, 19, 20, suntem în 21. Deci 4 ani și un pic, ca să spunem așa. Deci după 4 ani, magazinul reprezentativ pentru acest gen de activități economico-cultural distractive și de lăsat bani, într-un cuvânt, nu are autorizație. Am înțeles. Îi putem și găsi scuze, că în tot timpul apar noi activități acolo și alte hârtii trebuie să facă. Este chiar atât de greu? Cât de complicate sunt aceste hârtii? Problema a fost pe fiecare, cum să zic, chiriaș în parte. Că aici n-a mai lucrat proiectantul general sau proiectantul inițial. Fiecare a trebuit să-și facă acele, să reactualizeze acele documente și probabil comunicarea și interesul a fost căzut și comunicarea între Shopping City și acei chiriași. Bun. În cazul acesta, deci noi mergem și știm că acolo nu există autorizație. Autorizația dumneavoastră, lipsa ei, poate face ca alte instituții de stat. Adică dumneavoastră comunicați, de exemplu, primăriei Piatra Neamț. Dom'le, aveți un obiectiv, două deocamdată, că mai sunt și altele, sigur, care nu au autorizație. Ce face? Sau, mă rog, dumneavoastră nu sunteți acolo, dar probabil că se mai fac acele celebre comitete județene pentru situații de urgență. Nu știu, acolo nu îi se spune domnului prefect sau cine mai conduce. Dom'le, haideți noi să rezolvăm odată problema asta. Cumva, instituțional, adică nu mi se pare normal să ai aceste probleme. Eu sunt de acord că totul este în siguranță acolo. E mai în siguranță acolo decât la molul din piața aici al primăriei, în care, apropo, are autorizație, din câte știu. Are autorizație. Deci ăsta are autorizație. Ăsta are autorizație. Dar e mai în siguranță acolo. Dar nu e normal, dacă trebuie autorizație, ca ea să și existe, ca să funcționeze? Nu știu, vă întreb pe dumneavoastră. Adică, de ce să mai cheamă compartimentul ISU, se supără papagalii noștri, vedeți, avizare, autorizare, dacă poți funcționa fără autorizare? Da, cred că pârghile
nu știu, ori sunt prea puține și nu există această condiționare. Adică eu unde vreau să ajung? Adică acte administrative emise de alte instituții să fie condiționate de autorizație securitate la incendiu. Și nu, în acest moment eu nu cunosc să fie vreun... Deci au murit oameni la colectiv. Au murit oameni în alte incendii. S-a dat un HG cât 215 pe 2015. 915, da? Pe 2015. Vag și ăsta, că sunt niște termeni acolo așa puși să fie. Și noi constatăm că poți funcționa fără să ai autorizație. Nu cumva asta este ca un fel de contrapondere la faptul că instituții, și aici trecem în alt registru, școli, spitale, mă rog, primării și alte instituții, da, funcționează fără a avea nevoie de autorizație? Pentru că sunt acel gen de clădiri mai vechi, da, care nu se supun regulilor autorizării. Adică avem clădiri vechi unde merg copii, da? Sau merg bolnavi. Și acolo nu este nevoie de autorizare. De ce spune legiuitorul că nu este nevoie de autorizare? Pentru că atât metodologia de avizare, autorizare, cât și normativele de proiectare, ele se aplică construcțiilor noi sau investițiilor la construcții existente, care implică schimbări de destinație sau modificări. Deci am o clădire din 1890, care are, da, destinația de spital. Da. Și care cel mai probabil e și monument istoric. Care e și monument istoric, da, ca să punem, da, care are instalații electrice de prin anii 40-50 și care, să spun așa, în fiecare semestru mai adaugă o priză, mai adaugă nu știu ce, că așa e treaba, vin aparate noi. Deci aia nu are nevoie de autorizare. Nu are nevoie, dar acea instalație trebuie exploatată corespunzător. Și există normative care spun cum trebuie să fie exploatată. Ok, mergeți, dați o amendă, le spuneți să schimbe instalația, da? Să o aducă la parametri, da, dar ei funcționează fără autorizare. Nu este necesară. Deci acolo nu este necesară autorizarea, este o chestiune, iar o clădire nouă în care intră și de mii de oameni poate funcționa și ea fără autorizare în condițiile legii, pentru că ei funcționează, da, înțeleg eu, în condițiile legii. Asta, scuzați-mă, dar mie mi se pare că este o legislație care nu vă ajută deloc pe dumneavoastră, cei care trebuie să vă faceți treaba. Sau așa mi se pare mie, probabil. Știu că nu puteți să spuneți asta, că... Dar nu știu cât ar fi posibil, de exemplu, dacă... normativele care implică securitatea la incendiu se schimbă la, să zicem, 4 ani de zile. Și la acești 4 ani ar trebui fiecare construcție care îndeplinește niște norme să vină să se alinieze din nou la acele prevederi. Cam așa s-ar traduce. Nu cred, domnul locotenent colonel. Eu zic așa. Dacă eu acum îndeplinesc toate condițiile și peste 4 ani se schimbă ceva, oricum am un punct de plecare mult mai bun decât ăla care nu are niciun fel de condiție și el nu trebuie să supună și nu trebuie să cheltuiască, da, bani ca să ajungă la nivelul meu. Adică cred că este o falsă problemă și problema cea mai importantă stă în legislație. Pe de altă parte, așa că nu ne aude nimeni acum, vă întreb pe dumneavoastră, pe legislația existentă, dacă unui om care lucrează în domeniul dumneavoastră îi se pune pata, scuzați-mă că spun, pe o chestie, cât de greu este pe legislație să găsească o hibă? Unde să găsească hiba? La nivelul, nu știu, deci... o molul de piața, clădirea pieței de alături. Dumneavoastră, dacă veniți într-o inspecție, dacă doriți cu adevărat să respectați legea la punct și virgulă, câte asemenea
clădiri n-ar face obiectul unor amenzi? Cred că e foarte ușor să găsești chiar și, nu știu, probleme care să țină de o amendă minimă. Nu vă întreb degeaba lucrul acesta. Pentru că dumneavoastră veniți în luna februarie aici, vedeți niște lucruri și le spuneți așa. Aveți termen să le remediați până la data D, da? Noi nu stabilim un termen de remediere. În decurs de o lună veniți... le solicităm un răspuns referitor la, nu știu, un plan de măsuri sau un răspuns referitor la toate acele nereguli și cum s-au remediat. Deci dumneavoastră v-ați făcut treaba, ați făcut, v-ați dus... Într-o lună de zile ei nu vă dau răspunsul, dar după 6 luni se întâmplă o nenorocire. Pe capul cui cade măgăreața? Mi-aduc aminte de colectiv. Știți? Că până acum singurii care plătesc sunt niște băieți care... Da, trecem peste asta. Pe capul cui cade măgăreața? Ei, dumneavoastră ați constatat, după o lună ei nu v-au comunicat nimic. Dacă nu comunică după o lună, îi sunăm noi ca să ne transmită acel răspuns. Că păi ca să avem o continuitate. Sincer, n-am fost implicat într-o anchetă în care să spună Constantin a fost în control acolo. Deci nu vă doresc. Și trebuie să stabilim dacă ele devine sau... Eu zic că utilizatorul poartă întreagă răspundere pentru cum utilizează acea construcție. Noi suntem acolo numai pentru control și pentru îndrumare și pentru, nu știu, a observa anumite probleme care el poate chiar nu le observă. Le observă, nu vrea să le observe sau nu vrea să le remedieze că n-are bani. Sau dacă sunt, nu-i conștient că acele probleme pot avea consecințe grave. Aici eu... Da. Eu ce să zic, aș dori să ne spuneți pe finalul emisiunii, mi-aduc aminte, sunteți doi oameni la acest compartiment. Deci, și dumneavoastră a spus că ar trebui măcar dublu. Eu cred că ar trebui mai mulți oameni, dar mă rog, este chestiunea de bani și de instituție până la urmă. Aș vrea să ne spuneți cât durează la dumneavoastră, în mod normal, o rezolvare a unei probleme în care omul are tot ce-i trebuie. Deci, a avut avizare, da? Și-a făcut spațiu, obține și trebuie să obțină autorizația de la dumneavoastră, are toate utile, cât durează? Dacă îmi permiteți, aș vrea să încep cu avizarea, ca să înțeleagă telespectatorii. În momentul în care am o documentație și un proiect într-o construcție și documentația este completă, am la dispoziție 15 zile lucrătoare ca să emit acel aviz de securitate la incendiu. Și acest aviz stă la baza autorizației de construire dacă investiția necesită acea autorizație. După ce se obține avizul, autorizația de construire și lucrările se derulează și se finalizează, utilizatorul, dacă în acel moment construcția se mai încadrează, că au fost și situații în care s-a emis aviz, dar după finalizarea construcției, acea destinație nu se mai încadra în categoriile construcției care au nevoie de autorizație. El vine și depune, solicită autorizația de securitate la incendiu și în termen de 30 de zile lucrătoare, noi facem verificarea în teren cu avizul de securitate în mână și vizualizăm sau verificăm toate măsurile de securitate la incendiu, dacă ele au fost realizate. Dacă nu, se spune ce mai trebuie remediat, detaliat ce mai trebuie remediat, și se reia procedura după ce realizează acest lucru. Ce se întâmplă în cazul acestor clădiri, cum sunt spitalele, cum sunt... Apropo, la nivel de spitale știm cum stăm cu autorizările, că a scris toată lumea. Deci, ce se întâmplă cu corpurile din spitale sau clădirile spitalelor în care
și școli care nu necesită autorizare. Deci, acolo cred că atenția ar trebui să fie mai mare din partea autorităților, inclusiv a compartimentului prevenire, cred că aveți și un compartiment de genul acesta. Da, un compartiment de da. Control și activități preventive. Da. Când sunteți dumneavoastră solicitați acolo să interveniți? Controlele la aceste categorii de construcții se fac anual, în anumite perioade a anului, pe toate construcțiile din județ, de exemplu, toate unitățile sanitare din județ. Așa, și pe construcție, clar, pe construcțiile care nu necesită autorizare, se verifică respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, care implică, în primul rând, instalațiile utilitare, instalații electrice, instalații de încălzire, căile de evacuare, care, chiar dacă acea construcție nu are nevoie de autorizare, de autorizație și a fost edificată, să zicem, în 1970, ea trebuie să păstreze, să fie păstrată în aceleași condiții. Să nu fie blocate uși, să nu apară mobilier, de exemplu, pe căile de evacuare care... Modificări. Modificări. Fără autorizație sau, mă rog, da. Fără aviz. Păi avem cazul celebru de la spital, da? Deci unde au fost făcute pe perioada pandemiei de COVID tot felul de modificări care erau cerute într-un fel de activitatea specifică, dar care nu puteau să țină cont de regulile generale, adică evacuare, etc. Și au apărut ziduri, pereți, despărțitori, etc. Am înțeles că acum s-au dat jos o parte dintre ei, deși suntem tot în perioadă COVID. Au fost date jos, în special pe spațiile care erau autorizate și risca, de fapt, acea autorizație risca să nu mai fie valabil. Să nu mai aibă obiect. Și s-a remediat tot. Bun, deci control. Practic s-a dat autorizație pe acea spațiu, nu mai știu care etaj. Etajele 4 și 5 în cazul spitalului. 4 și 5. S-au mutat acolo niște activități după incendiu, da? Și s-au făcut niște modificări. Au fost niște paravane pe holuri, pe căile de evacuare. Am înțeles. Deci astea acum trebuiau eliberate. Da. Grea meserie aveți. Este și legislația ar trebui să fie un pic mai aerisită. Mai clară. Adică așteptăm mai clară, mai aerisită și eventual să se taie câteva posturi, asta o spun eu, prin niște instituții de cărători de dosare sau alte lucruri importante și să se deschidă concurs de selecție pentru această zonă, pentru că este mare nevoie. Mulțumim tare mult domnului locotenent colonel pentru participarea la emisiune. Vă dorim succes. Mulțumesc. Aveți nevoie. Aveți nevoie, mai ales în condițiile unei asemenea legislații. Oameni buni, încerc să fac o scurtă recapitulare pe final. Deci, stăm cam așa. Deci, vă mulțumesc încă o dată. Stăm cam așa. Legea în România este extrem de fermă. Poți funcționa într-o clădire nouă fără să ai autorizație. Nu ai nevoie de autorizație în clădiri vechi, care nu sunt atât de siguri ca cele noi. Și atunci te întrebi practic de ce anume mai e nevoie de autorizație. Ne oprim aici. Vă doresc cele bune. Mâine invitați chiar special, pentru că vom discuta și, dacă ne ajută și timpul și interlocutorul, vom discuta o perioadă mai lungă de timp, subiecte importante pentru fiecare dintre noi, mai ales pentru cei din zona Piatra Neamț. Ne oprim aici. Vă doresc cele bune. Sper că v-a plăcut cafeaua. Dacă nu, faceți-vă dumneavoastră una și ne vedem mâine dimineață la alta. Cele bune!